Da, deschidem lucrările ședinței ordinare de astăzi, întrucât majoritatea colegilor sunt. Cornel, dar Cornel cred că vine. Trebuie să apară, o anunțat. Da. Și... dacă sunt probleme referitoare la procesele verbale, ăsta din februarie care vi l-am dat azi, dacă nu vreți, nu l-ați avut timp să-l citiți, să-l studiați, înseamnă că îl lăsăm să-l supunem aprobării azi. Supunem spre aprobare procesele verbale. Cine este pentru? Toată lumea. Dăm cuvântul domnului primar să prezinte ordinea de zi de azi. În conformitate cu dispoziția articolului 134, aliniat 1, litera A, din 57, cu numărul 57 din 5-7 2019, vă convocăm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local Balcan, ce va avea loc la data de 23:10 la sediul Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent pentru nou născuți din Comuna Balcani. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune proprietate privată a Comunei Balcani. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 2100 metri pătrați din proprietatea publică a Comunei Balcani. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul modernizare drum să te strada Pruntului, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnici și economici pentru obiectivul modernizare drumuri să te strada Gârla Mării și strada Coardă. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul modernizare drumuri să te strada Marcu, strada Jultă. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul modernizare drum să te strada Căpățina. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui spațiu cu destinație de cabinete medicale pentru medicina de familie. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru anul 2020. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrative Teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. 12. Diverse. Da, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul numărul 1 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui ședinței. Da, cine face propuneri pentru domnul Găbureanu? Propun ca de ședinți pentru următoarele trei și doamna Chiara Vasile. Domnul Gânga. Pe domnul Ungureanu, cu el am început și am zis că la sfârșit se termină tot cu el. Dar nu se termină. Da, supunem la vot prima propunere al domnului Cornel Găbureanu cu doamna Chira Vasilica. Cine este pentru? Zece. Se abține cineva? A ridicat mâna. A ridicat 11. Da. Majoritatea. Deci cât sunt de toți? Potem? Păi sunt 15, dar Cornel nu-i. 14. Acum. Deci 14 pentru, nu? 13, că Vasilica nu vorbea. 13. Da, Vasilica nu vorbea. Da, dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul 2 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent pentru nou născuți din Comuna Balcani. Dacă sunt discuții pe acest punct. Este un proiect inițiat de domnul consilier Gânga Petrică. Să acordăm un stimulent de 1000 de lei nou născuților, mamilor. Dacă nu sunt discuții, atunci spunem la vot. Hai, pofim. Încât sunt foarte puțin nou născuți, propun la primul copil 1000 de lei, la al doilea 1500 și la trei și mai mult 2000 de lei. 1000 de lei la 3 copii. Dacă îi are. Da. E foarte bine să-i aibă. Depinde și cine fac copii. Că dacă mă umple ăla cu 20 de copii și eu îi dau și bani de la primărie, peste 3 ani, nu se mai numește frumoasă. Se cheamă altcumva. Asta e pentru fiecare, cât de 10. La 2 copii, nu cred că cei care
Au doi copii. Dă prima propunere. Hai să pun la vot prima propunere, adică a lui domnul Gânga. Cine este pentru? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se abține cineva? Pentru al nu mai interesează. Să da, a trecut din primă. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta următorul punct din ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unei unor suprafețe de pășune proprietate privată a Comunei Balcani. Discuții pe marginea acestui punct. Da, doamna Chira. Felicit Consiliul Local pentru inițiativa asta, pentru că e vorba de un tânăr care crește animale, nu? Nu e... Nu, aici e altceva. Nu-i punctul cealaltă. A, e altul. Scuze. Mai e până la... Scuze. Nu sunt aceleași persoane și anul trecut? Mai sunt trece. A, plus, a, și aici e. Să se dea doar la crescătorii de animale. Aici nu am mintea, dar e bine. Atunci să punem la vot punctul. Cine este pentru? Toată lumea. Toată lumea. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publică a un teren în suprafață de 2100 metri pătrați din proprietatea publică a Comunei Balcani. Aici, da. Aici vreau să te licitez. E vorba din niște tineri care îmi doar de vorba să fac ceva de viața animale în comun, e foarte bine. Și sunt total de acord cu cel care a inițiat proiectul din teren. Dacă mai sunt discuții. Da. Eu aș avea o singură remarcă la proiectul ăsta. Da, poftim domnul. Știu chiar de la băiatul cauză care a depus cererea. A depus cererea undeva prin toamnă, prin octombrie, septembrie. Dumneavoastră aici, în scopuri electorale, bineînțeles, ați desemnat perioada de concesionare, aprobarea studiului în martie, aprobarea documentației în aprilie, trimiterea anunțurilor și republicare în mai, organizația licitației deschise în mai și contractarea în iunie. Foarte bună coincidență. V-am zis că dacă sunteți maestru în ceva, dacă ai bun șata. Domnul Barna, da, sunt termenii impuse. Ca să termin, eu cred că ședința asta e o bășcălie totală din partea dumneavoastră. Ar trebui să veniți în secolul în care suntem și să organizați teleconferință, adică să facem o ședință prin mijloace online, ca lumea care trăiește în secolul 20 nu vă aud, să știți. Păi ca lumea care trăiește în secolul 20, dumneavoastră ar trebui să veniți în secolul ăsta și să lăsați toate măsurile aici sunt electorale. Dumneavoastră ar trebui, în momentul de față, având în vedere starea în care ne aflăm de urgență în toată țara, să vă conformați, să luați niște măsuri de precauție. Sunteți total inconștient și sper din tot sufletul să n-am dreptate și să nu ne confruntăm cu o situație din care nu o să mai avem ieșire. Veți vedea. Eu știu că vă doare în 14. De obicei, la ședință citiți bancuri, faceți bășcălie, ne aduceți aici în aer liber ca să ce? Ca să treacă mașini și să nu ne auzim. Spuneți ce e asta? Asta nu e ședința, asta este bătaie de joc. Da, v-am auzit. Haideți, gata, voi de drum, mai departe. Să auziți. Deci asta nu e ședința. Lasă de pas. Ar trebui să organizați o ședință prin mijloace de comunicare. De ce n-ai venit în ianuarie cu propunerea asta? S-a auzit acum seara o treptomașă. De ce n-ai venit în ianuarie? Dacă acum s-a întâmplat cazul ăsta. Care caz? Cazul ce se întâmplă în România asta. Păi dacă... Trebuia să luați măsuri. Trebuia de ieri, să iau măsuri. Hai, domnule, hai lăsa. Haideți, domnul Barna, v-am ascultat domnul... O întrebare, domnul primar, deci unde este teren? Sunteți irresponsabil, aia e problema. Da. În ce loc? În Humării. Humării, Humăria-i mare. Unde e? Anume, spate. În fața lui Iulian Baciu. Unde are acum? Unde s-a făcut? Are, unde, nu? Unde se termină pășunea? Da, în continuare, vrea să mai ia. Mai ia în sus? Da. Păi spuneți așa, ca zici. Nu-i tot de la? Nu, nu, nu.
tot prunii, probabil. Dar nu-i tot, e 2100 de metri pătrați. 2100 de metri pătrați. Hai să punem la vot acest punct, cine este pentru. Datele patru, nu are. Nu are. Avem o abțire. Iar cine ceva împotrivă? Dar nu mă interesează. Da. Punctul numărul 5. Cine s-ar fi? Dacă știți, atunci știți. Și nu neapărat să ia Ilea în Baciu, poți vină oricine la ilicitații deschise, închise, dar poți să înscrie oricine. Următorul punct, domnul primar, la urmă. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind pentru obiectivul modernizare drum sătesc strada Prumbului. Mai vorbim de noi. Dacă sunt discuții la punctul ăsta, punctul 5. Da. Ultimul, dacă mai ia cineva cuvântul, rog. Păi nu mai e nimeni, dumneavoastră, poftim. Nu mai e nimeni. Eu am socotit un pic punctul 5, 6, 7, 8 și din sumele care le aveți dumneavoastră trecute aici, rezultă vreo 21,8 miliarde pe toate sutele astea de metri care cereți dumneavoastră de asfaltat. 21,8 miliarde, da? Pentru 1,6 km. Eu când v-am spus în 2016... Păi nu, mai sunt. Am făcut dumneavoastră încă o dată. Da? La fiecare aveți scris aici o sumă și o porțiune. 425 de metri, 536 de metri, 333 de metri, 333 de metri, da? Astea sunt. Și de desubt sub. A fost o greșeală la 333. Iar a fost greșeală. Nu, la căpățâna, la căpățâna. La căpățâna, da. Dar e greșit acum, e un kilometru acum. Păi e un kilometru și trecut 333. Da, domne, acum s-a greșit. 2,6 km, nu are importanță, 2,6 km. Cu 22 de miliarde, da? Asta ce înseamnă? Înseamnă că noi avem ca preț de vreo 3 ori supraevaluată lucrarea asta. Prețul pe metru pătrat pentru asfalt cu tocul lucrări e în jur de 20 de euro, domnule. Da? Noi avem, dacă punem 3 km ori 3 metri lățime, tot de vreo 7.000 de metri pătrați. Dacă faceți o socoteală, ar trebui să vă iasă vreo 13 miliarde. Diferența până la 21, unde e? Cine o papă? Iar gustul. Și aș avea o completare. Dacă eu v-am cerut în 2016 să asfaltați absolut toate ulițile din comună, adică asfaltez datorită. Eu m-am referit să faceți un proiect european. Ca să terminați cu toate odată. Nu vrăjeala asta câte 200-300 de metri în fiecare an. În scopuri electorale, care o amânați de 4 ani până înainte de alegeri. Ca să amăgiți iarăși lumea că, domnule, eu fac, eu mă implic, eu drept. Când, de fapt, dumneavoastră aveți un singur interes. Să fracționați lucrările astea în așa fel încât să puteți fura sume cât mai mari, cu cuscru, cu toți care faceți lucrările în comună și în momentul de nu face asfalt. Păi o să facă, se reprofilează. Nici în momentul în care v-a vândut tricouri. Nici în momentul în care v-a vândut tricouri, n-avea cod client pentru așa ceva. Haideți, vă rog frumos, păi dar și tu, domnul, rog să se adreseze la puștiu. Păi dar dumnealui de ce dați voie? Aș vrea să eu și eu să știu. Păi dar vă rog frumos să vă referiți, nu... Păi eu la asta mă refeream, de ce mă întrerup? Da, dar lasă să vă referiți. Hai, ar fi timpul să fiți mai responsabil și să lăsați vrăjielile astea electorale. Da? Da. Să aveți responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă în momentul de față. N-ați luat nicio măsură. N-ați făcut nimic în comună. Nu conștientizați oamenii din comunitate de pericolul care ne paște. Vă doare în 14, n-ați dezinfectat niciun punct, nicăieri. Nu v-ați afișat cu nimic pe pagina personală, decât cu vrăjelile dumneavoastră, cu 3 linii, 2 șanțuri și nu știu ce vrăjeli din care mai furați bani, împreună cu cuscru și cu șleafta dumneavoastră acolită de... Dar atât de manitoare ai banului public. Care-i cuscru, domnul Barna? Deci vă rog
să fiți mai responsabili. Sunt responsabil. Și să lăsați vrăjeala. Sunt responsabil, dar nu pot să fac la poarta ta. Vrăjeala că la ta nu există. Hai de drumul. Apropo de asfaltare, în 2016 ai spus că vii cu doi consultanți și rezolvi problema. Nu, ai spus că vii tu. Avem procesul verbal, ai spus că vii tu cu doi consultanți. Nu mai spuneam de secretar, ci vinei tu atunci. Cine ai venit? Domnul Bardaș, încă o problemă. Trebuie să vă intri în cadrul de 4 ani. În fals, 4 ani de zile. V-am spus la fiecare ședință, ați consemnat ce ați vrut. Există filmări. Nu consemnez eu. Există filmări care atestă. A stat degeaba 4 ani în Consiliul Local, că văd că nu consemnez eu. Avem secretara și ați aprobat procesele verbale, a doua ședință. Eu la care am avut de spus că nu s-a modificat. Ceea ce s-a întâmplat, am spus. Dar dumneavoastră n-ați ținut cont. Iar ce nu mai știți, v-am repetat de atâtea ori, primarul nu pune prețuri de la lucrări. Sunt proiectați, sunt consultați care sunt prețuri se ia făcut după conform legii, nu face primarul prețul. Și dacă vă uitați per total, astea sunt prețurile nu subestimate. Nu sunt deloc. Mai sunt discuții. Verificați și alte lucrări. Nu știu de unde vezi tu că subestimate, că se fură, că se face. Dacă s-a furat așa... Nu cumpăr eu. Să punem la vot. Dacă vin trei societăți, care dă mai puțin, nu? Care vine cu preț mai puțin. Nu contează, hai da. Să punem la vot. Cine dau este mai pentru? Puțin. Care dau, domnule? Cine este pentru? Haideți că după boala asta, simplificând, vorbim la obiect și gata. Cine este pentru acest punct? Se abține cineva? Acum s-au discutat toate puncte. Punctul 5 pentru... Pentru că l-am discutat până acum. Dumneavoastră, dacă ați fost în campanie, n-ați avut niciun. Nu erați pe punct. Nu erați pe punct și de asta. Strada Prundului. Haideți, cine este pentru încă o dată? Următorul punct al ordinii de privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul modernizare drumuri Sătel, strada Gârla Mori și strada Poartă. Dacă sunt discuții la Gârla Mori, auziți altă stradă. Dacă nu spun... doar s-au discutat pentru toate. Dacă s-au discutat pentru toate, atunci punem pe toate odată la vot, dacă dumneavoastră sunteți de acord. Nu, pe fiecare, auziți, Gârla Mori, cine este pentru? Toată lumea. Următorul punct. Strada Marco și strada Rupă. Strada Marco, dacă sunt discuții. Supune la vot, cine este pentru? Dar nu înțeleg de ce sunt 4 puncte care se referă la acela lucru. Păi da, pentru că sunt patețe diferite, sunt distanțe diferite. Sunt obiectivii separate. Obiectivii separate. Cine... Nu, dar mai avem, dar nu se termină. Mai avem... Pentru Căpățâna. Cine este pentru... Dar nu terminate proiectele. Se lucrea. Dacă suma e mai mare, nu se mai poate face încredințare direct. Așa e, domnul primar. Vasile, spune că le ești pentru mandatul celălalt. Le ești pentru mandatul celălalt. Pleci pentru mandatul celălalt. Domnul Gânga, pentru Căpățâna, într-o stradă aia, domnul Gânga s-a înscris la cuvânt. La Căpățâna și referitor la toate, ați cerut modernizarea. În ce constă modernizarea? În asfalt, în construire, în ce? De exemplu, la Căpățâna e o situație foarte... Ați văzut cum e acolo. Deci, în primul și în primul trebuie indiguire. Asfaltul degeaba îl pui, da? Da, de asta e și mai scump asfalt. Deci îndiguiri și asfalt. Deci îndiguiri și asfalt. Și îndiguiri, da. Și vă rog să consemnați distanța să nu rămână 333 de metri, să fie 1 km. E 1 km. Din toate materialele rest 1 km. Pentru că odată un drum, nu contează unii, strada Gârlii sau Amorii sau Căpățâna, odată ce trecut modernizat, o perioadă de timp, nu prea mă să mai poate interveni. Atât am avut. Atunci supunem la vot și Căpățâna. Cine este pentru? Un kilometru. Cu specificația de un kilometru. Un kilometru. Atât ai satul. Atât proiectul unic. Toată lumea. Dar e 333. Nu, domne, 0333. Dar nu am s-o verificat. Următorul punct. Pe stradă, care e? Nu cu stradă. Nu, proiectul e privind aprobarea concesionării unor spații cu destinație de cabinete medicale pentru medicină de familie. Discuții pe marginea acestor puncte. Da, domnul Gânga, spuneți. Am văzut acolo trecut și domnul Bârzan, e cumva altă persoană sau e persoana care nu vrea să-și facă cabinet? E altă persoană? Bune, la ședința trecută s-a prezentat domnul Bârzan
s-a spus destul de clar că nu investești bani, se autorizează DSP, eu am înțeles destul de bine. Acum, după o lună, văd că nu mai are 4 copii și s-a pus... Deci avem 3 puncte în Comuna Balcanda. Ludaș. Eu vorbesc de ședința de Da, am înțeles, am înțeles, am înțeles. Și normalul zic că o să ies și pot, na. Dar acum văd că nu mai are 4 copii, are bani. Ba nu tot 4, dar în ferește, cred că, sau dacă nu, nu și grani. E foarte frumos că... Deci am trei cereri. Unul pentru cabinetul medical din la Ludaș, o cerere pentru cabinetul medical la Rățeni și o cerere pentru cabinetul medical la Frumoasa. La Rățeni, doamna doctor de la Fărjol, că domnul primar o refuzat să-i mai prelungească contractul, practic vrea să vină la noi. La Frumoasa, domnul doctor Bârsan, la rugămintea mea, până să așează lucrurile, că după cum am mai zis eu, sunt în discuții, trebuia să mă întâlnesc chiar azi cu 20 la Suceava cu o familie de doctori care vor să vină în zonă. La rugămintea mea, Suceava rămâne la Frumoasa, până să așează lucrurile, n-au unii să duc, da? După aia vedem procedura. Eu aș avea de o clauză de plus, pentru că am văzut la care îi dăm teren în chirie, slaz, trebuie să corectați. Aș avea o clauză pentru să fie valabil pentru toți. Cine nu respectă programul și nu vine la program, să avem dreptul să-i anulăm concesionarea care se dă. Pentru că un medic... Nu, dintre toți trei. Cine nu vine la program, cum se aude, noi, Primăria Balcan, putem căuta alt medic de familie să-l aducem. Și atunci, păi o dată de două ori, dar să-l vedem că vine. Da, cu program, cu condiții. Să punem condiția. Cine nu vine la program, noi între timp să căutăm alt doctor. Știți ce se întâmplă, domn primar? Indicația e ca să căutăm alt doctor, vă spun eu. Da, totuși să știi și ce au de făcut. Domnule, dacă nu mă duc o zi pe săptămână, pierd spațiu. Doctor, și dacă biserea lui nu știe ce trebuie să facă, mă ducă primarul și consilierul. Eu bănuiesc că trebuie să știi. Da, atunci spune-mă la doamna Vasilica. Eu lucrez la Pârjol de 30 de ani și nu pot să comentez activitatea unui medic uman pentru că n-am nicio competență să competez. Dar din auzite și din așa, activitatea la Pârjol nu a fost foarte, foarte ok. Și nu știu cum o să facă domnul Gânga când o să vină doamna doctor de la Pârjol, că nu știu dacă o să fie mai mulțumit decât de doctorul Bârzan. Eu nu cunosc, deci nu pot să fac referire la nicio activitate, a nimănui. Pentru că nu sunt... Dar din ce știu eu că lucrez acolo și merg zilnic la Pârjol, activitatea a fost că nici primarul ăla de la Pârjol nu cred că e chiar așa, e nu mai prelungi contractul pentru... Deci chestie, da. Nu, v-am spus, în mare, ca să pricepeți despre ce-i vorba. Când vreți să aduceți un medic sau vă interesează chiar așa de tare comunitatea asta, mai interesați-vă o leacă înainte de a aduce medicul. Și eu dacă mă duc undeva și vreau să-mi cumpăr ceva sau să-mi întâlnesc ceva, întreb, cine e asta, de ce a făcut așa, de ce... Deci, atât am avut de spus, de aici fiecare își trage concluzii de care trebuie. Da, domnul... Aș vrea să-i spun lui doamna Chiera, oprit-o cineva să aducă alt medic? Sau pe noi toți de aici și-a oprit cineva? Domnule, eu atât am putut... Eu vă răspund acum, eram foarte mulțumit de activitatea doctorului Bârzan. Foarte mulțumit. Eu nu eram mulțumit. N-am auzit niciun om deci care eu să nu eram mulțumit. Eu o să fiți foarte mulțumit de acum înainte. Deci pe mine mă interesează viitor. Da, eu sunt exact la doamna doctor sunt înscrisă. Dar n-am avut niciodată... Și atunci de unde știi ce face Bârzan? Pentru că eu trec acolo și trăiesc acolo. Eu nu l-am văzut niciodată. Până la ședință. Tot timpul. Pare rău că nu l-ați văzut. Dar nu pot să-l văd. Nu pot. Eu sau cum mă duc să-l văd. Dar de ce nu vreți să-l vedeți? Păi de-aia că n-are program niciodată. Vreți? Eu nu am văzut pe doamna doctor niciodată, n-a fost. Haideți că da, domnul... Dacă mereu ați comentat, puteați să vă interesați de medicii de familie. Doctorul Bârzan, dacă a venit de două ori, într-un sau de trei ori... Lăsați că o să vină mai des, doamna doctor. Stați liniștit că o să vină mult mai des. Căutăm altă. Haideți, gata, domnul Bârzan. Eu vă dată la Pârjol, nu am văzut niciodată. Eu nu pot comenta. Nu, domnule, nu am obligat, domnul Bârzan. Știu despre ce-i vorba. Vorbiți de... Da, eu... Vorbim de știri. De nu știu nimic. La ședința trecută nu am fost. Dar am observat că s-a inflamat o situație artificială. Nu știu ce, dar... Deci că mă urcă la voi. Deci, domnul Gânga a reușit să inflameze o problemă artificială care îl depășește total. Noi ar trebui să...
prima dată să facă diferența între psihologie și psihiatrie și pe urmă să pronunțe în ceea ce privește ce face sau ce nu face un doctor. Domnul Bârzan și-a făcut treaba cât de bine a putut în condițiile date. Eu nu știu jocul cui te-ai hotărâma tale să-l faci pe ultima 100 de metri acum. Dar singurul vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat cu doctorul este domnul primar. Pentru că domnul doctor, chiar dacă vroia să-și deschidă un punct de lucru, ce a spus, nu se putea. Nu erau condiții. Cine este de vină că nu avem condiții? Domnul care stă de 20 de ani acolo și s-a amuzat. Domnii consilieri, când au venit deci singurul vinovat pentru situația creată este domnul primar, pentru că nu l-a interesat să facă condiții. Nu erau grupuri sanitare, nu erau clădirile în stare să fie autorizate. De aia niciun doctor n-a fost interesat să vină, să rămână sau să-și facă treaba. Sau să-și autorizeze un punct de lucru. Da? Din 2016, de când i-am spus că toate sunt praf, și el mințea ca Pinocchio, așa, dom'le, avem grupuri sanitare și la cămine, și la dispensare, și la școli. Apropo de școli, când v-am spus că fata mea face pe ea la grădiniță, pentru că nu există WC-ul la Balcani, ați râs, cum râdeți și acum. Da? V-a obligat-o Uniunea să faceți grupuri sanitare în 2020, că altfel n-aveam nici acum, domnule. Da, dar noi l-am început în 2019. Păi, datorită 18. Cui? Da. Datorită lui domnul Bard. Deci, toată situația asta cu doctorul e vina tot a dumneavoastră, domnule. Da, domnule. Pentru că nu ați creat condițiile necesare. Ne luăm degeaba de doctor. Doctorii și-au făcut treaba cât de bine au putut în condițiile date. Ceea ce nu știți, domnul Bard, clădirea nici nu era primăriei. Deci clădirea nu era primăriei, noi nu puteam să cheltuim bani pe clădirea aia. În 2017 sau 18, când am fost scoțea și am trecut-o la primărie. Am făcut transfer. Am făcut cu totul altceva, am făcut cămine, am făcut dispensarii. Care cămine care îl faceți acum din nou? Cămine care au mâncat zeci de miliarde. Haideți, dacă nu mai erau cămine deloc. Domnul Bana, nu erau deloc, dar dumneavoastră nu știți că erați copil. Nu știți că erați copil și cămine erau. Și dispensarii erau, și drumuri erau, și școli erau, și grădinițe erau, și parcuri erau, și stații de... Vrei să spun ce s-au făcut în anii ăștia, dacă nu vezi, mai ești pe drum și te uite. Da, haideți, domnul Bârzan, la mai în 30 de ani nu s-a schimbat nimic în comuna asta. Singurul lucru care s-a schimbat sunteți dumneavoastră. Aveați 50 de kilograme și acum aveți 150. Da, mi-ai cântărit. Haideți, domnul Bârzan, mai... Dar și tu, când ai intrat consilier, aveai vreo 50 de chile, acum îți cream de 100. Îți merge bine. Domnul Barna. Hai, te rog frumos. Mie merge pe munca mea, domnul Barna. Dar ce mai bun ce am de feresc? Poți să-mi dați pe un stat de plantă, Barna, să vedeți la partii? Domnul Barna, știți că nu știi care joc îl fac. Eu fac jocul oamenilor care stau la rând, pe care au stat la rând la ușa medicului. Eu nu fac niciun joc politic. M-am implicat personal. Dacă am făcut bine, nu știu, dacă am făcut rău, nu știu, oamenii o să vadă cu bine. Da. Deci nu-i joc politic. Hai să simplificăm. Atunci, cum punem la vot? Cine este pentru? Nu mai discutat trebuie. Toată lumea. Nu s-a absolut nimeni. Următorul punct din ordine de zi. Proiectul de privind... aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru 2020. Dacă sunt discuții aici. Da, eu nu particip aici. Păi nu participa, supunem la vot punctul dacă nu sunt discuții. Cine este pentru? Toată lumea pentru, în afară de domnul Hiciu care... Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrativ-Teritoriale din județul Bacău, membru ADIS. Discuții din marginea acestui punct. Domnul Gânga. Din 2016 nu s-a mai făcut igienizare la container. S-a mai face? Mai... S-a făcut igienizare. Eu n-am văzut. Când s-a făcut? Hai spuneți. În 2016, înainte de votare, s-a făcut. Dar spuneți în ziua. Hai, domnule, fiți serios numai. Deci nu s-a făcut la schit igienizare. Deci chiar n-am verificat. Erai după mat. Era. N-are rost să ridicăm. Era, dar nu mai vorbiți, domnule, prostit. Hai să o luăm cistit. Prostit, spui-mă dat de momentul ăsta.
Să faci și deci, îți dau telefon. În fiecare an trebuie făcut igienizare la corect. Să faci o dată la o lună sau la două. Dar unde? Unde? Când la fiecare vine, joia vine mașină specială de de li spală. Hai, rămâne ca dumneavoastră așa. Nu trebuie să rămână ca noi, dar nu vede lumea pe stradă. Dar și lumea să vadă dacă eu mereu sunt acasă și n-am văzut igienizare. O să-ți dau telefon când vine. Deci programată chestia asta. N-are cum să nu vină. Da, de acolo pleacă tot microbii. Eu am spus-o ca fapt divers că nu i-am văzut. Domnul Barna, poftim. Când o să luați măsuri pentru a se implementa și la noi? Dacă trece o mașină. De 4 ani, vă zic. La fel. Cu noi o să ridică selectiv. Da? Care serios? Serios? Da. Care este unde? Colectat, care este colectat, să ridică selectiv. Păi, dacă vedeți că nu e așa, faceți poză și anunțați. Eu, dar ce datoria mea să fac? Dar nu ești consilier, nu trebuie să iei măsuri dacă nu faci. Chiar e datoria ta. Și la toți. Și la cetățeanului. A tuturor, poate nu la toți. Tuturor, prin asta e bună. Prin reglamentul ăsta selectiv la fiecare persoană, mă refer, domnul. Da, la fiecare familie. Ar trebui să aibă 3 tomberoane, nu? Să încercăm și noi să ne aliniem la niște standarde europene. Urlă ăștia la televizor de nu se mai poate, că o să fim amendați de Uniunea Europeană, nu vă interesează, nu? Asta e esențial. Da, bă, vă interesează tare. Exact cum vă interesează și măsurile pentru criza în care suntem acum. Nu unde trebuie să am luat măsuri. I-ați chemat aici în ședință, văd, astea sunt măsuri. Ai cine mare, sunteți incapabili. Asta e o măsură. Să organizați o teleconferință. Asta e o măsură. Unde acum atunci, dacă nu mai se discute, să punem la vot. Cea mai proastă măsură pe care o puteți lua. Cine este pentru punctul ăsta, cu Aris? Alte idei? Toată lumea. Ce se întâmpla? Acum am trecut la diverse. Cine a trecut? Cine? La urmă, mă, da. Doamna Vasile. Nu ultimul, domnule, primul, ca să primul, ia replica. S-ar putea și primul azi, datorită situației, de fapt, domnule, doamna secretară se face... Vă rog frumos, nu intervine, doamna Vasilica. Bine. Eu vreau să vă rog să aveți în vedere situația cu coronavirus și trebuie leacă identificați bătrânii, dacă sunt bătrâni care nu au pe nimeni, care nu pot ajunge nimeni la ei. Dintr-un fond de rezervă să luați, eu știu, acolo niște ulei, zahăr, ceva de făină, drojdie uscată și ar trebui cumva identificați ăștia, că sunt o grămadă de electoral. Nu, asta nu e electoral, deci asta nu e, nu. Deci, anul ăsta nu o să fie alegeri, stați liniștit că nu o să fie, pentru că o să fie vârful cu coronavirus de 1000 de ori anul ăsta. Nu, mai durează, omul uite până atunci. Dar, serios, sunt bătrâni care nu pot ajunge nimeni la ei, care n-au rudii, care n-au așa. Și pentru ăștia ar trebui un pic... Nu. Am compartimentul asistenței sociale care monitorizează toată să meargă la ei și eventual dacă nu au ceva sunt pe teren. Să le din 5 persoane, 2 sunt pe teren permanent. Și ele am fost pe frumoasă, pe schiță. Dar nu e normal să apară lucrurile astea pe site-ul primăriei? Și ar trebui și delimitat. Nu, că pe urmă iar este transparență. Ba da, e transparență. Dacă vede omul pe drum, e transparență. Dar dacă pun pe site-ul primăriei sau meu personal, e o laudă. Că sunt oameni care nu au venit, care nu au să așa trebuie la sprijiniți. Da. Personal, tot timpul, domnul Gânga, numai un pic să termine doamna. Domnul Gânga, domnul Barna. Hai acum dacă dumneavoastră, dacă ziceți că... Am zis că să termine doamna Vasilica și după aia vă dau cuvântul și dumneavoastră. V-aș ruga, mai sunt, după ce se termină nebunia asta cu virusul corona, COVID-19, cum se cheamă, m-au rugat băieții ăștia lui Pușcalău, este o fântână acolo în fața lor care a sărit-o și mai este una vis-a-vis de mine, care o săriți în mod constant de 3 ani și ceva, 4. Să vă ocupați și de alea, știți? Vrăjeala la care faceți dumneavoastră niște vopsea, un gard, o platformă și să treceți pe acte acolo tot 90 de milioane. Am fost la aia vis-a-vis, dar asta pe la Pușcalău am fost și am luat și măsuri, dar... Foarte bine. Lipsă... Ați terminat, domnul... Domnul Ștefan. Eu am legătură cu... Atrag atenția sau pentru domnul primar, dacă tot ne-a strâns la ședință.
trebuia să fie precaut cu o soluție înainte de dezinfectare și cu ne apucăm de ședințe. Deci nu a fost, asta nu e ca o replică. În spațiu liber, nu era neapărat necesar. Avem la intrare, avem, dacă vreți să te speri, avem două și, la intrarea primării. Nu, nu. Dar aveți un metru, unul față de altul acolo? Deci, dacă se strânge un grup de 80 de oameni, trebuia ceva dezinfectant. Să bateți joc pe lege. Lucrăm, lucrez, și eu lucrez cu oamenii, și eu lucrez cu oamenii, și tot așa. Deci avem soluții, domnul. Ies la intrarea primării. Dar soluția aici, deci noi nu ducem soluția în primărie. După aici a fost dat cu clor pe jos. Dar înainte de trebuia să ducem dezinfectăm și pe urmă. Fiecare, eu nu să știu eu. Trebuia să intri la intrare în primărie, dezinfectat și înapoi. Bine, răspunsul se poate și replica se poate da oricum. Dar domnul Gândea. Da, eu aș avea prima problemă legată de slaz. Vă rog să aveți în vedere, domnul primar, vă rog să aveți în vedere cu ei dați în continuare și prelungiți izlazul, sunt care nu curățăt izlazul. Deci persoanele care nu curățăt, să nu îi dați până când. Dar eu am fost și ieri, m-am uitat în izlaz, nu curățăt, mulți nu curățăt. Și atunci domnul Iliescu, îi dăm teren, ridică bani, dar nu-și fac treaba. Asta e un punct de vedere. Puteți să dați și nume? Dom'le, vă uitați pe parcele, eu știu cum se împărțete parcelele și să dau numii. Nu, dar parcelele le puteți spune parcelele? Stați, domnul, de exemplu, stați ca să... Nu, de exemplu, la Ghidion, în spatele bisericii, cine a luat islazul ăla acolo? Păi vedeți că... Păi nu, dar nu știu cine are. De exemplu, acolo, dacă mai stă un an sau doi, deja vine și bornează, mai încoace și se bagă pădurea pe teritoriul islazului. Și în multe locuri, sau pe dumneavoastră. Normal, APA nu trebuie să iei pe control și nu trebuie să iei. Dar ne-a spus când a venit de la APA reprezentantul Chiriac, că noi suntem, noi consilieri și cum să spunem. Păi am văzut cum ai zis Chiriac, am auzit, n-am văzut. Da. Cum ai zis Chiriac. Dau voie să dea foc la izlaz, dar să nu să dea vina pe alții, corect așa? Să nu dea foc. Știi câte incendii am avut săptămâna trecută? 8 în 4 zile. Și toate noaptea. Domnul Chiriac a spus să strângă grămezele, să le ies acolo. Și dacă se dă foc, eu ce am înțeles de la alții care au fost acolo, putem da foc, dar să nu recunoaștem că nu nimeni dă bani la APA. Nu a spus, pot să nu se dea ei foc, eram acolo. Aș vrea să aveți în vedere, avem un băiat năcăjit la Căsoasa, Puiu Costel sau Constantin, are 100 și ceva de oi, să-i dați și lui o porție de islaz acolo. Anul trecut a rămas cu 6 hectare pentru el care nu a venit să le mai ia. Anul, eu nu mă duc la poarta, nici nu-l cunosc, să vină să depună cererii, că toți care depun cererii o să ia pășunii. Băietul vrea în zona aceea acolo, el păzește oile și... Am fost eu la el, acum am, da. A zis că ia și pe urmă nu vreau să mai iei, eu nu știu nu. Alte probleme, avem un izvor la Verginica acolo, la Bugătarul, la Pădurarul, un izvor care vine din deal. Vine tuma de la Coman, oamenii cu căricioarele, cu tractorașul, se alimenteze cu apă, început a curge frumos, chiar m-a rugat odată să spun în Consiliu. E bun de curățit acolo, că se alimentează, dacă vin de la 2-3 km și e apă de acolo, e o apă foarte bună, la Verginica. La Nicu Bucătarul. La Nicu Bucătarul, la Verginica, e un izvor care vine de acolo. Asta e Verginica acolo, în drum. Nu, vin oamenii de pe Coman la apă acolo. Da, și nu mai curge acum, curge foarte puțin. Dar apă nu mai este nici în fântână. Da, nu mai curge că izvorul e mic, o să ca apă. Nu că nu e curățat. Se duc acolo o oră, două și să-l curățe. Ați mai e și ultima problemă care să nu vă țin mult. Ați prins un proiect în buget să facă bazinul ăla la Slatină, la Sărățaua, iar pentru toată comuna acolo. La fel, ai propus eu și pe Valea Frumoasă. În fiecare an tot am spus, dar nu s-a făcut. Hai să-l facem anul ăsta. Găsim un... Lipsă constructor, deci singura, vă rog, firma care lucrează pe zonă, vor să plece și ăștia. Hai să facem, de mână de ajutor, cu buldo, cumpărăm un... Da. De asta, cum îi zice... Numai un pic, domnul Barna, că am văzut. Cu un bazin găsim la mâna a doua, punem acolo și
Petrică, acum îmi dau și eu cu părerea. Dacă el e fi furtun să vii în drum, nimeni nu stă să-i curgă vini și ia câte 3 tone odată. Facem un bazin. Dacă îl încui, altfel să duce și ia de acolo. Facem un bazin acolo. Sunt bazine de fibră cu de să-l încui. Trebuie de 5-6 tone ca o rezervă. Dar altfel nu stă nimeni acolo să-i curgă lui 2 tone, când duci cu 20 de bidoane, 60 de litri. Nu am stat așa. Facem un bazin jos acolo. Da. Și când el s-adună, două tonii s-adună. Da, acum domnul Ungureanu, după aia domnul Varna. Să urgenteze, să iei capitolul de stadion și să asfalteze. Am discutat așa. E dat la, să lea de la drumul, de la păduri, de la direcția civică și să fie dat în folosul comun și să fie asfaltat și ăla. Da. Vara se organizează diferite evenimente și vin din toată lumea. Pe Ghidioan. Da. Domnul... Da. Da, eu două completări. Una referitor la puiul Costel. Deci problema, ca să o înțelegeți, domnul Grăpinoiu, cu el, anul trecut a fost în felul următor. Am venit și eu la domnul Costel. N-a ținut nimeni cu el. Băiatul ăla este singur și a spus că dacă nu se poate să ia islazul de acolo, din spatele lui, adică de la Căsoasa, nu îl poate îngriji. N-are timp, nu-și poate lăsa oile pentru că este singur. Deci nu-și poate lăsa animalele. N-ați ținut cont de chestia asta, de-aia l-ați lăsat fără islaz. Ați rămas cu 6 hectare, trebuia să-i trimiteți pe alții care au posibilitatea de a se deplasa. Deci el și anul acesta mi-a spus, acum vreo 2-3 săptămâni, ultima dată când m-am întâlnit cu el, că va lua islaz doar dacă îi puteți da acolo, în spatele lui. Și mi se pare normal să-i dați acolo, având în vedere numărul de animale care îl are. Deci nu să vă bateți joc de el și să-i dați islaz la ludași. Fiecare, înțelegeți? Fiecare. Pentru că nu se poate deplasa. Am înțeles. Păi țineți cont de chestia asta. Păi țin cont de fiecare, nu de greșeala asta, cum îi spui. Și a doua completare referitor la buget. Eu am lipsit la ședința aia. Nu știu cum se face, că dumneavoastră aveți mai multe ședințe la activ, așa, ați avut oameni infiltrați, ați aflat când sunt plecat din țară, din localitate și hop, ședință. Eu asta mă interesează, că nu e Barna. Eu știu că nu ești acasă, da. Că ești în casă, nu te văd niciodată. Deci, la votarea bugetului, ați trecut acolo niște chestiuni foarte urgente, domnule, pentru Comuna Balcani. Casă de căsătorii și busturi. Lumea în Balcani nu are canalizare, nu are apă. Proiect la canalizare, domnul Barna. Nu are apă curentă. Avem nu proiect, avem șan, avem proiect numai nu de avem de nimic. Noi. Trăim mai rău decât Occidentul în secolul 14. Și dumneavoastră faceți casă de căsătorii la Ludaș pentru cine? La Ludaș? Așa e, așa am înțeles din ședință. Nu mai înțelege așa. Sau la Schipu. La Schipu, la Schipu, fiindcă... La Schipu la Frumoasa. A, scuze, la Frumoasa. La Frumoasa la și la Schipu. La Frumoasa, da. Adevărul este că de la Frumoasa, cu ambuteiajul care se... care e aici prezent zilnic în Comuna Balcani, îți ia vreo 3 ore să ajungi la Primăria Balcani ca să vii să te cununi. Și de la Schipu... Aia 8 km, nu știu, cât durează, vreo 3-4 ore să ajungi la primărie, nu? 10 nunți, 8 au fost. Este o investiție inutilă, o bătaie de joc la adresa banului public plătit de contribuabil. Da? O bătaie de joc. O propus legea asta că să facă. Nu știți cum să mai irosiți banul public în loc să faceți ceva util. La cu bugetul tot comun. Tot ce se face este util. Da, foarte. Și la cerință licitație. Așa e. N-am făcut de capul meu, au venit tinerii la mine, au venit părinții la mine. Da, și vor ieși cu noroiul până la Glezne, păi de nu, pe linia 1, 2 și 2, pe ascult. Valea Ludașului, ca să admire busul dumneavoastră. Pe Valea Ludașului? Da. De pe Valea Ludașului vor ieși să vă admire busul în fața casei praznicale. Suspendat. Aerian acolo. Sunteți ridicol. Sunt nu mă întreb dacă mai aveți ceva serios. Ce vrei să faci? Asfalt, Valea Ludașului? Altcineva? Da, domnul Cinigel, un minut. Doamna secretară, când o să-i puniți, când o să-i puniți în temă, scriți acolo așa, când o să-i puniți în temă pe consilier, să respecti legea. Și dumneavoastră, când o să respectați legea? Și dumneavoastră? Aveți o... Eu respect legea. Să-mi spuneți cum... Doamna, îmi spuneți cine nu am respectat.
Păi sunt foarte multe articole pe care nu le-ați respectat. Nu pot să le dau acum nume pentru că suntem într-o ședință publică și da? Sunt trebuie bun, subit. Îmi dați scris acasă, da? Îmi spuneți. Am făcut o adresă la dumneavoastră și îmi dați scris. Vă dau scris, domnul. Așa, nu mai mințiți. Dar eu nu am mințit pe nimeni. Doamna, ați spus că ați publicat ședința, cum se spune, proiectul de hotărâri privind bugetul. V-am zis să-mi dați anunțul. Dar este anunț, domnul Cioinegeu. Unde este? Îmi dați numărul de anunț și îl publicați. Vi-l dau în adresa de răspuns. Da? Există anunț cu număr de doamna, înregistrare. Doamna, câte zile sunt, vă întreb, câte zile sunt de pe 11 până pe 14? 3. Sunt 5 zile, doamna, ca să anunți consiliere? Cum ați putut să faceți un proiect de hotărâri în halul ăsta? O să vă dăm cum respectați legea? Cum respectați legea, doamnă? Da, a trecut o doamnă. Vă mulțumim pentru asta, declară închisă ședința.